Jorge și Ramon au avut parte de o pățanie. Recent, cei doi au rămas fără locuință în toiul nopții și au fost nevoiți să doarmă la hotel. Artistul a povestit totul. Jorge și Ramona formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Cei doi se iubesc la fel ca în prima zi și au împreună un băiețel pe nume David. Recent, artistul și sufletul lui pereche au avut parte de o pățanie. Cei doi au rămas fără locuință în toiul nopții și au fost nevoiți să găsească o alternativă. Au dormit la hotel. Jorge a explicat cum s-a produs încurcătura și cum au ajuns în această situație. Cei doi își renovează apartamentul, astfel că au decis să stea pentru o perioadă în chirie. Însă, seara trecută, cei doi s-au aflat în situația de a închiria o cameră de hotel, după ce nu au mai putut intra în niciuna dintre cele două locuințe. Nu numai că suntem mutați pentru că renovăm apartamentul, dar nici cheie la apartamentul unde stăm acum în chirie nu avem. Mergem la un hotel aici, de lângă. Viața e frumoasă, asta voiam să vă spunem. Suntem niște geniali. Bona doarme, Ilinca e plecată în oraș și nu avem cum să intrăm în casă, deci suntem bine de tot, a povestit Jorge pe rețelele de socializare. În 2013, cântărețul s-a căsătorit cu Ramona Prodea. Soții Papa Gheorghe s-au cunoscut la teatru. El era pe scenă, iar ea a venit să se își aștepte o prietenă, aflată și ea la repetițiile aceleiași piese. Ulterior s-au revăzut după o lungă perioadă de timp la o întâlnire de afaceri și de atunci au fost de nedespărțit. Jorge are o fetiță din căsnicia cu Alina Laufer, de care a divorțat în 2012. La rândul ei, Ramona Prodea are o fată dintr-o relație anterioară. Iar pe 28 martie 2017, actuala soție a artistului i-a dăruit acestuia un băiețel.